Primăria Comunei Ghilad a ales să facă piste de biciclete exact lângă casele oamenilor. Din cauza lucrărilor, spun mai mulți locuitori ai comunei, casele au fost serios avariate. Aici la fiul meu, a lui pe structură de lemn și pe fier, așa l-au scuturat în pat, au ieșit afară și l-au rugat să se oprească. Și aici la noi n-au mai bătut, au trecut numai așa. Mai jos mergeți la doamna Rozi și vă arată ce a pățit în casă. Pereții crăpați, podeaua desfăcută. Din cauza acestor lucrări de pista de biciclete? Da. Deci mai încolo, nu știu exact unde stă Ioli. Pe partea dreaptă. Dar doamnă, dar de ce credeți că au ales să facă pista chiar în fața porții? Nu știu. Unii locuitori din comuna Ghilad sunt revoltați după ce reprezentanții primăriei au ales să facă piste de biciclete chiar lângă casele lor. Mai mulți locuitori s-au plâns de faptul că locuințele lor s-au mișcat ca la cutremur când muncitorii tasau piatra. Mai mult decât atât, după spusele unor locuitori, nu toți cei din comună au avut deranj cu aceste lucrări, întrucât la aceștia pista de biciclete nu trece prin fața caselor lor. Deci putea liniștit și culmea până în centru, până mai încolo, slipite de case, după aia nu mai, ori luat așa frumos pe lângă. De ce credeți că se întâmplă asta? Oare? Întrebați-l pe domnul primar. Nu-i normal, trebuia să facă nu lângă casa omului, încolo, către șosea, eu știu, separat de șosea un pic, nu? Cum sunt alte părți. Lângă casă, chiar lângă casă, nu, na. Dacă așa e proiectul, nu știu cine a dat proiectul ăsta. Cine a aprobat proiectul ăsta, să fie chiar lângă casă. Se întâmplă lucrurile pe dos, doamnă, în Ghilad? Se întâmplă. Și de mulți ani se întâmplă. Și totuși, asta e. Acum aia va fi marea schimbare. Noi așa sperăm, mulți din noi. Asta va fi și sperăm din tot sufletul să fie. Am încercat să vorbim cu primarul Comunei Ghilad, Cornel Guran, însă edilul nu era la primărie, nu ne-a răspuns la telefon și nu am putut lua legătura cu el nici până la momentul redactării acestui material.